într-o noapte cu cer senin, undeva într-un spațiu deschis și privește spre cer, la acele milioane de luni aflate deasupra capului tău. Amintește-ți că probabil pe fiecare dintre ele roiesc milioane de ființe similare sau probabil superioare ție în organizarea lor. Privește spre Calea Lactee. Pământul nu poate fi nici măcar un grăunte de nisip în această infinitate. Se dizolvă și dispare. Și cu el și tu. Unde ești tu? Noi suntem un microcosmos al lumii în care locuim. Am fost creați conform acelorași legi care au guvernat și creația lumii. Cunoscându-ne și înțelegându-ne pe noi înșine, vom ști și vom înțelege atât lumea în ansamblu, cât și legile care o conduc pe ea și pe noi. Studiul lumii și studiul de sine trebuie, prin urmare, să meargă în paralel, fiecare ajutând pe celălalt. Un citat din Gurdjieff. Dragi invitați, dragi oaspeți, ne-am adunat, cum vă spuneam mai devreme, la un eveniment de excepție. Vom păși pe tărâmul gândirii filozofice a lui Gurdjieff. Invitații mei la acest eveniment, domnul Cantemir Mambet, președinte al Asociației Institutul Gurdjieff din România și totodată traducător, domnul Sorin Nicolae, secretar al Asociației Institutul Gurdjieff din România și domnul Bogdan Brumă, traducător. După cum ați observat, pe măsuță avem cele două titluri, În căutarea ființei Gurdjieff și Realitatea ființei scrisă de Jean de Salzman. Prima întrebare al acestui demers cultural și editorial, aș vrea să-l întreb pe domnul Bogdan Brumă dacă ne poate relata în câteva cuvinte despre experiența traducerii celor două volume, În căutarea ființei și Realitatea ființei, dacă a întâmpinat dificultăți în traducerea celor două titluri. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru întrebarea care mi s-a adresat-o. Sigur că da, în orice traducere apar probleme și dificultăți, dar în mod normal fiecare este ajutat în demersul său și sursele de inspirație sunt la îndemână, mai ales când ești în intimitatea cuminului tău și practic ai acces și la cele mai bune dicționare din lume sau la diverse alte surse de informare. Experiența traducerii celor două cărți pentru mine a fost una foarte frumoasă, deoarece, așa cum am spus și la primele lansări ale acestor volume, a fost o experiență nocturnă, toate cărțile acestea au fost traduse de către mine în timpul nopții, în liniște și pace. Și mi-a plăcut foarte mult că am avut ocazia, așa cum spunea și Gurdjieff, să forjez un pic sistemul meu, astfel încât să reușesc cam cu o oră de somn 24 să viciuiesc un pic și centrul intelectual și cel motor și cel emoțional, astfel încât să aliniez toate aceste zone, să încercăm să și am încercat să desfășor o activitate susținută, coerentă și continuă. Ceea ce mi-a făcut o deosebită plăcere. Sigur că toate lucrurile astea au avut poticnirile inerente, momente când corpul sau emoțiile sau degetele nu te mai ascultă, în care țipă din toate încheieturile, în care, așa cum spunea și Jean de Salzman, din exercițiile pe care le descrie ca venind de la Gurdjieff, așa nume în pozițiile corporale speciale care trebuie ținute mai multe vreme pentru a atinge niște limite, am întâlnit
era și eu același, fix același lucru care le descrie acolo. Și a fost o oportunitate pentru mine foarte frumoasă de a lucra atât pentru beneficiul lucrării, adică al practic al publicului, prin rezultatul final, dar și al meu personal, prin însăși această, acest demers de a alinia și de a încerca să fac ceva un pic și mai dificil și mai neobișnuit pentru activitatea cotidiană a unui om, un om normal. Mulțumesc! Ce anume, o întrebare pentru domnul Sorin Nicolae, ce anume v-a atras la opera lui Gurgin? Da, este greu de răspuns, mai ales într-o aglomerație ca asta. Nu știu, poate faptul că pune degetul pe rană sau punctul pe ei, faptul că e dur și spune că ne naștem în somn, ne trăim viața în somn și de cele mai multe ori murim în somn, ne imaginăm tot felul de lucruri și cu toate astea rămânem așa cum suntem. Asta m-a atras, pentru că în ciuda faptului că a spus lucruri grele și dureroase, a dat și o speranță. A spus că există și speranța de a putea să te trezești cumva, să deschizi ochii și să vezi realitatea altfel decât o vedem noi în jurul nostru. Există o altă realitate pe care suntem invitați să o privim. De anumite forțe, de alte forțe nu suntem invitați să o vedem. Acum depinde fiecare ce își dorește și ce ajutor va primi. Pentru domnul Cantemir Mambet, o întrebare. Cum e posibil să existe atât de multe neînțelegeri și oarecum confuzii referitoare la sistemul transmis de Gurgiev și de opera sa? Mulțumesc pentru întrebare. Chiar în întrebare îmi ridicați un fel mingea la fileu. Deja am vorbit despre un sistem. Aici nu e vorba despre un sistem, e vorba despre o învățătură, este ceva viu. Nu e vorba că aveți o vină în situația asta, dar uitați cât de ușor omul reduce lucrurile la ceea ce știe el să facă. Omul e învățat cu un construct mental, definiții, date de intrare, date de ieșire, totul se demonstrează logic, e minunat. Din fericire, învățătura lui Gurgiev este ceva viu. Iată, deci mulți percep această învățătură ca pe un sistem. Sunteți dovada sistem de idei. Da? Deci, dar din fericire nu este doar așa. Este și așa ceva, dar nu numai atât. Neînțelegerea a apărut din motive diverse. Foarte mulți foști elevi de-ai lui, încă din timpul vieții sale, s-au desprins de el și au călătorit prin Europa, au deschis fiecare, s-au lovit de realitățile vieții în Europa, era asta tipul ce fugiseră din Istanbul și din Rusia, din Rusia și Istanbul. Și trebuie să-și câștige viața cu ceva. Iar ideile lui Gurgiev sunt foarte atrăgătoare, foarte incitante. Ce și-au zis? Băi, uite, e o ocazie bună să facem o conferință, vindem niște bilete și ne câștigăm viața. Același lucru se întâmplă și astăzi. O, poate chiar pe o scară mult, mult mai mare. Am auzit de Gurgiev undeva, gata, facem și o mișcare, facem și o idee, facem și un seminar de, știu eu, eneagramă și aplicațiile ei în viața de zi cu zi. Oamenii sunt doritori, este ceva care îi cheamă. Dar oare această chemare nu se oprește cumva doar la simpla curiozitate și la simpla satisfacerea unei nevoi imediate? Aici este problema. Sunt multe motive. Deci, și tocmai din acest motiv, rugămintea mea este să încercați să vă conectați la izvor. Acele persoane, acele ființe care au continuat și au dus mai departe învățătura lui Gurgiev. Găsiți în cărțile pe care le publică Edicura datele noastre de contact. Putem discuta în detaliu despre
multe aspecte legate de învățătura lui Dumnezeu. Vă mulțumesc. Pentru domnul Bogdan Brumă, iar și o întrebare interesantă. Contextul în care cărțile au fost scrise, cui se adresează și ce fel cele două volume prezentate astăzi diferă? În mod normal am putea spune că aceste cărți se adresează doar în anumite practic cineva care este într-o căutare, care nu este mulțumit cu ceea ce îi oferă viața cotidiană și care caută niște răspunsuri, ceva mai mult de la viață, să zicem. În mod clar, aceste cărți nu sunt nici pentru niște oameni care nu au cu ce să treacă un weekend sau să citească pe plajă. Sunt niște texte specioase, sunt niște texte destul de dificile și pentru a le înțelege e nevoie de un anumit nivel de înțelegere și de, să zic așa, cunoaștere. Practic, am putea spune că pentru cineva care are o anumită pregătire, să zicem un absolvent de filozofie sau cineva care are studii superioare și care este interesat de această zonă, cărțile acestea sau textele acestea, dacă nu intră în contact prima dată cu ele și cumva din ideile de aici ei s-au mai prezentat prin fața ochilor, s-ar putea să îi se pare atrăgătoare. Dar vreau să vă spun că, din punctul meu de vedere, textele lui Gurdjieff sunt practic niște jaloane care ar trebui folosite în viața reală. Sunt foarte puțin intenționate pentru o cunoaștere intelectuală, pentru o cunoaștere speculativă, să spun așa, care să facă obiectul unor discuții sau a unor întruniri în care doar să se dezbate ideile respective fără niciun fel de aplicabilitate practică. Din punctul meu de vedere, ideile lui Gurdjieff sunt niște jaloane care sunt menite să schimbe traseul vieții unui individ. Asta este. Și de asemenea, trebuie să ținem cont, spre exemplu, la doamna de Zanzma, faptul că acest volum reprezintă un jurnal ținut timp de zeci de ani de zile. Nu este un lucru puțin. Deci, practic, ce a gândit sau a simțit în anumite momente speciale o anumită persoană care era implicată în anumite proiecte și puse într-un jurnal timp de atâția zeci de ani, nu este un lucru care se poate fi ușor accesibil și la îndemână. Nemai zicând că zona în care ea o explorează și zona în care o explică este una specială. Nu descrie cum s-a dus și a băut o cafea la nu știu ce, un bistro din Paris sau nu știu unde. Sunt lucruri care țin de trăirile interioare, de munca care o făcea cu oamenii, de progresul care îl înregistra sau care îl și dorea de la discipul, de la cursanții și așa mai departe. Mulțumesc. Pentru domnul Sorin Nicolae, cum trăiți dumneavoastră învățătura lui Gurdjieff? Așa cum pot. Cel mai simplu răspuns pe care îl pot da. Destul de greu. Viața de astăzi e plină cu tot felul de device-uri și cu tot felul de programe, sisteme sau toate nebunile. Și așa cum spunea domnul Gurdjieff, ai nevoie uneori de oameni care să poarte în ei realitatea ființei, nu numai în cărți. Și e dificil. E dificil, dar împreună cu prietenii pe care îi pot numi prieteni, încercăm să căutăm și să ducem mai departe ceva, o idee, o speranță și o muncă. Deci așa cum pot, încet și cu grijă. Uneori uit, alteori mi-aduc aminte, alteori mai vin la o prezentare ca asta și mă trezesc dintr-o dată unde sunt eu. Dar mergem înainte cu grijă. Mulțumesc mult. Pentru domnul Cantemir Mambet, care este importanța lucrului cu un grup de persoane din perspectiva învățăturii lui Gurdjieff?
trăiți? Dumneavoastră. Cum trăiesc eu? Cum trăim noi? Când, dacă trăim, și asta e o întrebare. Acum am văzut un serial, a apărut acea frumoasă formulare. Domnule, eu sunt nemort în chestia asta. Nu era nici viu, nici mort, e nemort. Nu puteți să spun că e viu. Mă rog. Deci, cum trăiți? Plecând de la asta, avem șansa să găsim acel ceva care ne îndeamnă către sursă, cum am zis înainte. În drumul către sursă este obligatoriu să întâlnim un grup. Un grup în care mai mulți căutători împărtășesc această căutare. Nu e vorba de cineva care să dea indicații, să spună că să faci așa, 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 așa. Și în primul rând, oamenii respectivi trebuie să simtă că nu au găsit. Să simtă faptul că sunt într-o căutare și că poate la un moment dat, fiind împreună, ceva se va deschide în ei și o posibilitate mai mare de se va oferi. Și atunci ei, cum să spun, vor putea să nu știe împreună. Dar sunt împreună, asta este un mare avantaj. După care, într-adevăr, un grup este în măsură să atragă o influență pe care o singură căutător, o singură ființă nu poate să o atragă. Deci, în clipa, vedeți, este un fel de om și găină. Dacă nu simți nevoia unui grup, nu vei atrage o influență superioară, deci nu vei simți nevoia pentru influență superioară. Când simți nevoia pentru așa ceva, vedeți, este să creează ceva fructos. Foarte pe scurt, asta e. Dar oricând, dacă există întrebări din partea noastră, chiar și acum, și noi să nu uităm întrebarea, cum trăiți? Trăiți? Este o întrebare foarte bună și pornind de la întrebarea precedentă, l-aș întreba pe domnul Sorin Nicolae, sau nu neapărat o întrebare, sunt convins că sunt în asentimentul celor prezenți, să ne spuneți câteva cuvinte despre activitatea Institutului Gurgie. Ce se întâmplă acolo? Nu știu dacă e momentul să spun ce se întâmplă acolo. Acum nu se întâmplă nimic, toată lumea e în vacanță. Pentru că suntem aici. Vedeți ce se întâmplă? O mână îmi spală pe alta. Sunt anumite activități, întâlniri de lectură, întâlniri de lucru în natură, lucru care, sincer, nu simt că e momentul să fie spus acum, dar sunt activități prin care oamenii au șansa să-și dea seama ca un corp fizic, să-l simtă, de exemplu, să coși ceva, o pernă, poate unii n-au pus niciodată mâna pe una, mai ales bărbați fiind, sau să așeze niște flori, să facă o felicitare. Am confecționat felicitări de Crăciun. Există tot felul de activități care ne ajută să facem ceva împreună, nu într-un mod egoist. Eu fac cel mai frumos aranjament de flori și scopul este să fie cel mai, ci să fii acolo atunci când faci acel aranjament. Să încerci să fii, nu să se facă automat. Cum, din păcate, societatea de astăzi vrea să aibă cât mai perfecte mașinile din jur, să facă operații fără să se întrebe, să voteze fără să se întrebe, totul să se facă automat. Aceste activități încearcă să ne întoarcă către noi înși. Deci, atât despre deci un fel de finalitate a lucrului făcut prin contribuția mai multor persoane. Câteodată nici nu ajungem la finalitatea lucrului făcut, rămân abandonat. Drumul contează, călătoria. Ideea este unde ești tu acolo când te apuci să faci ceva, să faci o felicitare. Nu scopul este să facem, de exemplu, luăm un exemplu felicitările, să facem o felicitare super pe care să o putem vinde și să câștigăm ceva bani. Scopul este să vedem unde suntem noi în timp ce le facem.
unde suntem împreună, dacă ne-am zgândărit, cred că am simțit o emoție, am simțit ceva, un gând a trecut prin noi, mi-am simțit corpul și acum când vorbesc, unde sunt eu, îmi țin mâna în buzunar, de ce îmi țin mâna în buzunar, tot felul de lucruri care, dar nici să devii paranoia și să zice, a, dar îmi țin acolo, nu, să pur și simplu să iei act de faptul că ești, e și altceva, nu numai niște cuvinte sau o transpirație pe frunte sau altceva, există și altceva în jurul nostru și în noi. Și acel ceva se poate întâlni cu altceva din voi. Putem să ne întâlnim, asta e provocarea pe care o aduce Gurdjieff, să ne întâlnim unii pe alții. Nu ne întâlnim, noi vorbim unii la alții, ne petrecem viața ca niște mașinării și asta e. Mai spus, nu ne ascultăm. Totodată nu e nimeni să asculte, asta e băgat undeva acolo la somn adânc și automatul merge. E un banc odată, acum fac o paranteză, un bolnav mental s-a dus la un psihiatru și zice, domnule, uite, vreau și eu să spun ce probleme am. Ce bine, dar sunt foarte grăbit. Te rog, uite, am magnetofonul meu aici, spune-i lui tot ce înregistrează și când o să am timp, mă întorc și ascult tot ce ai spus tu. Nu au trecut nici două minute și se întâlnește cu bolnavul pe scări. Păi ce ai făcut? Așa repede ți-ai spus probleme? Nu, domnule, dar magnetofonul meu îi povestește magnetofonului tău tot ce trebuie și eu am și o altă treabă, ca și tine, sunt un om ocupat. Cam așa e viața noastră. Deci viața este o călătorie, nu neapărat o destinație, este această călătorie, trebuie să știm unde ne aflăm. Domnule Cantemir Mampet, câteva cuvinte despre Jean de Salzman și contribuția la opera lui Gurdjieff. Doamna Jean de Salzman l-a însoțit pe domnul Gurdjieff încă din primii ani când îi petrecea în Rusia. A umblat cu și l-a susținut și l-a sprijinit pe Gurdjieff în toate acțiunile sale. La un moment dat a fost în măsură să adune în jurul ei un grup de elevi pe care după aceea i-a prezentat domnului Gurdjieff și el a binevoit să lucreze cu ei. După moartea lui Gurdjieff a primit această sarcină din partea lui Gurdjieff să ducă mai departe învățătura, să creeze acel nucleu de oameni în stare să transmită învățătura lui Gurdjieff. Închipuiți-vă că după 1949 o mare parte din cei care lucraseră cu Gurdjieff erau împrăștiați prin toată lumea, iar însă a fost în măsură să-i adune, să-i cheme, să lucreze împreună. Vorbeam despre lucru împreună și înainte. Este un element foarte important. Deci a pus bazele practic a institutelor Gurdjieff în Franța sau a fundațiilor Gurdjieff din Statele Unite sau a societății Gurdjieff în Marea Britanie. De asemenea, a avut un rol esențial în păstrarea și transmiterea mișcărilor. Deci există foarte multe filme care, zic eu din fericire, nu sunt accesibile publicului în acest moment. În acest moment găsiți pe YouTube o mulțime de grupuri care prezintă niște mișcări, dar e bine că le vedeți așa și că sper să nu fiți satisfăcuți de ele, să vreți să vedeți ceva mai mult. Deci există o arhivă impresionantă de filme făcute de Institutul Gurdjieff din Paris, în care aceste mișcări, sub directa coordonare a doamnei de Salzman, au fost păstrate și, dacă vreți, prezentate, în primul rând celor din institut, tocmai pentru ca această metodă, dacă vreți, acest mod de lucru în grup, care țin de învățătoarea lui Gurdjieff, să nu poată să fie păstrată, să nu fie alterată. A primit sarcină de la domnul Gurdjieff să trăiască, deci, 100 de ani și să creeze, să instituționalizeze, dacă vreți, modul în care se transmite învățătura lui. Doamna de Salzman a murit la 101 ani, cum scrie și pe capatul a vieții. Eu zic că ne obligă. Asta e tot ce pot să spun. Pentru domnul Bogdan Brumă mai am o întrebare. Care sunt principalele concepte și metode abordate de Jean de Salzman în realitatea ființei? La
discurs care se adresează emoțiilor și sentimentelor. Volumul acesta care este în fața dumneavoastră nu este o carte despre cum să faci ceva. Are câteva din exercițiile pe care Gurdjieff, să zic, le-a amintit sau le-a învățat cei care l-au urmat, dar sunt foarte, foarte schematic și superficial descrise și este chiar și bine că este așa. Deoarece, pentru un anumit cunoscător și din punctul meu de vedere ca personal, să zic așa, având contact cu universul învățăturilor orientale încă de mic copil, practic acum aș putea să spun că sunt peste 25 de ani de experiență în zona respectivă, aș putea să spun că ceea ce se întâmplă în această carte are foarte multă legătură cu un fel de influență de tip budist. Adică sunt niște exerciții, niște metode, niște lucruri care vin și se apropie foarte mult, dacă veți mai citi chiar din volumele care sunt editura general, cu zona zen. Practic e un fel de zen al feeling-ului, să zic așa, al ceea ce simți. Volumul acesta nu este un volum care să se adreseze riguros unui public care să vrea să se instruiască. Este mai mult un volum care se adresează inimii cititorului. Este un volum care te aduce, folosind forța centrului emoțional, să spun așa, adică practica emoțiilor și a sentimentelor, într-o zonă în care și centrul intelectual începe să simtă și să lucreze într-un anumit mod. Practic, această carte trebuie citită mai mult cu ochii inimii, ca să spun așa, decât cu ochii minții. Exact. Deci, practic, din punctul meu de vedere, deși sunt niște lucruri care se adresează foarte clar și centrul interior, adică minții noastre, dar care sunt mai greu de decelat pentru necunoscători și, practic, pentru cei mai puțin experimentați, un cititor obișnuit, un cititor de, să zic așa, de pregătire medie, are la dispoziție un ocean de emoții și sentimente care îl pot purta spre o anumită zonă în care ușor-ușor lucrurile acestea, cum spune și Gurdjieff, cristalizându-se și sentimentându-se undeva în interiorul lui, vor produce la un moment dat niște rezultate. Cum și în ce fel direcționa sau dacă îi vor schimba viața, asta rămâne de discutat în funcție de caracteristicile personale ale fiecărui. Dar, ca un lucru general, asta a fost senzația mea. Nu are sens și nu are niciun sens să discutăm despre concepte și așa, dacă ar fi legat de opera lui Gurdjieff sau de ideea de ceea ce a transmis Gurdjieff, este altceva, dar nu în ceea ce o privește pe domnul Vizar. O întrebare aș mai avea, dacă în acest context putem spune că și învățătura lui Gurdjieff își are cumva rădăcinile tot în gândirea filozofică orientală. Pentru că tot ați amintit de zen, pentru că ați amintit de budism, și majoritatea învățăturilor se pare că de acolo și au izvorul de înțelepciune. În acest moment aș putea să, cu durere în suflet, îmi amintesc de niște conversații pe care le-am avut cu regretatul Aurelian Scrimă, cel care a inițiat această colecție pentru editura Herald, un om de o valoare extraordinară, inestimabilă, din punctul meu de vedere și care ne-a părăsit recent într-un mod tragic. Și din acele discuții când eram în parcursul traducerii volumului Doamne de Zalzman, îi trimiteam diverse pasaje care, din punctul meu de vedere, erau practic pur discurs zen. Erau acolo concepte, erau arătate modalități de a sta, practic
cheie care sunt în problematica zenului, respirația, poziția, concentrarea, atenția și toate celelalte. Este imposibil, urmând anumite capitole din această lucrare, să nu fii lovit de asemănarea extraordinară dintre conceptele descrise de doamna de Salzman și problematica zen. Practic, din punctul meu de vedere, erau zeci de pagini care, practic, vorbeau zen. Ceea ce unde ne duce această, adică deoarece în mod normal opera lui Gurdjieff sau ideile principale lui Gurdjieff nu pot fi legate în mod direct de anumite surse orientale cunoscute care sunt accesibile marii public în mod natural, în mod normal. Trebuie să ne gândim la faptul că Gurdjieff, după închiderea institutului formal, după accidentul de mașină care a dus la închiderea institutului din Paris, a format după aceea un grup de discipoli special care, cărora le transmiteau un alt tip de învățătură. Nu trebuie să uităm că unul dintre discipolii lui Spensky, care la un moment dat a venit de la Londra să ia contact cu acest grup de la Paris, în timpul Gurdjieff era încă în viață, dar în ultimii 6 ani de viață, a lăsat o semnare în care spune că ceea ce făcea Gurdjieff cu aceștia acolo nu avea absolut nicio legătură cu ceea ce știa el sau cu ceea ce fusese transmis înainte de Uspensky sau cu ceea ce își imagina el. Deci, practic, acest grup restrâns de discipoli dintre care se număra și Jean de Salzman, și de aici valoarea formidabilă a semnărilor acesteia, practic, acest grup de discipoli era antrenat și spune Jean de Salzman pentru o cunoaștere superioară, pentru următoarea etapă a cunoașterii conform ideilor lui Gurdjieff. Din punctul meu de vedere, punând acest puzzle împreună și uitându-ne așa, putem ajunge la ideea că cumva Gurdjieff îi antrena undeva în zona meditației, adică practic să implementa concepte orientale pure din Orient, care vin pe filiera ulterior în Occident, au ajuns tot prin budism și toate celelalte, practic, într-un fel, îi antrena în aceste metode de a-și controla capacitățile mentale. În principal, zenul cam la aici se rezumă și se apropie. Deci, dintr-un anumit punct de vedere, am putea spune că într-o anumită cheie, într-un anumit tip de interpretare, pornind de la acestea a doilea tip de învățături promovate de Gurdjieff și care le aflăm că au existat prin intermediul Jean de Salzman și altor care au fost în acel grup de discipoli, am putea spune că da, într-adevăr, acest tip de învățături și-au originea undeva în învățăturile asiatice, în cele orientale. Nemai zicând că pentru cineva care este specializat și cunoscător, poate să observe cu ochiul liber aceste tip de influențe care nu au fost niciodată negate de Gurdjieff, chiar în opera sa, care a fost promovată și de Uspensky și de ceilalți discipoli. Practic, tehnicile sale care sunt rafinate și gândite pentru omul contemporan occidental, în mod foarte clar, au la bază tehnici orientale. Pentru cei care cunosc foarte bine zona respectivă, lucrul acesta nu este o surpriză și nu este ceva care nu poate fi observat imediat. Le mulțumim foarte mult invitaților noștri, domnului Cantemir Mambet, președintele Institutului Gurdjieff, domnului Sorin Nicolae, domnului Bogdan Bruma, mai ales știm că domnul Cantemir Mambet se gândește la aeroport. Vă mulțumim foarte mult. Dacă cumva sunt întrebări din public, suntem deschiși să vă răspundem cu mare drag. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi.
la întrebarea anterioară, nu poți să, poate să plece și avionul, dar trebuie să răspund la întrebarea anterioară. Deci, tocmai am auzit o formulare frumoasă la un alt eveniment. De la o vreme ne orientăm către Occident, să zic așa. E o nuanță care sper să nu vă scape. Deci, efortul mai mare ar fi nu atât în a căuta, vezi, Doamne, din care sunt sursele și care sunt inspirațiile învățăturii lui Gurdjieff, ci mai degrabă revenirea la acea întrebare, cum trăiesc, dacă trăiesc. Ce anume mă face să pun o întrebare? Ce anume mă face să vin aici, într-o aglomerație, într-un spațiu în care, mă rog, sunt fel de fel de dorințe, fel de fel de tendințe? Nu uitați, el da, e prin el însuși, el vine din Orient. Deci ce să ne mai punem întrebarea dacă este o influență orientală? El însuși este jumătate armean, jumătate grec. A călătorit în Asia Centrală, a mers în nordul Africii. Este clar că influențele vin din acea parte. Însă, ce interesant, și am mai spus-o, modalitatea în care își verifica operele pe care le transmitea celorlalți era pur occidentală. El a lucrat foarte științific. Metodologia științifică. Galilei, trei postulate. El a folosit metodele științifice occidentale în a-și verifica influența pe care o are în lumea occidentală și în lumea orientală în același timp. Haideți să trecem dincolo de bucuria de a găsi similitudini, vai de mine, seamănă cu aia, seamănă cu aia, lată ura, am găsit, am bifat-o și pasta. Nu. Revenim la faptul care, la ce ne-a dus aici astăzi? De ce suntem aici? Să ascultăm ceva spus despre niște cărți. Putem foarte bine să mergem, e un bufet interesant și afară sunt niște mici, niște chestii, de ce nu?